această ediție vom vorbi cu două mămici despre maternitate altfel. Angela Iurcu, care a devenit mămica a trei copilași după 15 ani de așteptări, și Rodica Chiriac, stabilită cu traiul în Londra, mamă a două fetițe minunate. Am așteptat mult și a fost o perioadă, să zicem așa, mai dificilă. Dificilă emoțional pentru mine personal ca mamă. Când a venit miracolul și am aflat că sunt însărcinată, mai mare fericire nu era pe lume. Venirea unui copil în familie aduce și multe griji, sigur că părinții ambii se detașează de la tot, absolut, serviciul sau ce n-a mai fi acolo, emoții, tot ce este legat, este legat de, normal, de îngrijirea copilului dat. Și ca o mamă, nu contează la ce vârstă naști, la 20, 25, 30, 35 sau 40, primul copil este exact cum am mai spus-o și eu, viața se divizează în două părți. Până la nașterea lui Iisus Hristos și după nașterea lui Iisus. Așa și în familie. Până la nașterea unui copil, primului copil și după nașterea copilului. Prima care a adus bucurie în casa familiei Iurcu a fost Ilinca. Odată cu venirea ei pe lume, chiar dacă Angela s-a informat ca la carte, a avut emoții mari în primul an de viață al micuței. Și obsesivă și grijulie, dar eram foarte stresată. Nimeni nu pune mâna, nimeni nu se uite la ea, nimeni nu răsufle asupra ea, nimic absolut. Ceea ce n-a fost cu a doilea și cu a treilea copil. Eram mult mai detașate. Cei trei copii ai Angelei Iurcu au venit pe lume prin cezariană. Deoarece am născut foarte târziu, cu toate că nu am avut, să zicem, indicații directe, am mers la cezariană. Toate trei cezariane am fost. Da, toate trei. Și primul, și a doilea, și al treilea copil. A fost un pic riscant, să zicem, al doilea copil, pentru că diferența între Ilinca și Ilieș, între naștere, au fost doi ani și jumătate. Cu toate se zice că e ok, dar au fost momente. Când a plecat la Londra, Rodica Chiriac avea 3 luni de sarcină. În Londra este o metodă, ei promovează metoda mai naturală a nașterii, chiar cu Mărioara. Sarcina a mers foarte bine și ei vreau să mă convingă să nasc chiar acasă. Și părinții m-au convins să nu-i ascult pe doctor și am născut la spital. Și a fost, până la urmă, a fost ceva complicații până și a fost foarte bine că au fost și doctorii aproape. Ambele mămici au ținut cont de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și au alăptat atât cât micuții au poftit, introducând produsele complementare treptat în alimentația bebelușilor. Este important de reținut că primele alimente complementare din regimul sugarului nu trebuie să conțină sare, zahăr, amidon și agenți de îngroșare. Consistența pireului monocomponent Gerber se distinge printr-o delicatețe deosebită, ceea ce face mai ușoară tranziția naturală a copilului de la laptele matern la alimente solide. Cu Justina am început cu pireu de măr, dar cu primii doi cu pireu cu terciu, din motiv că regurgitau foarte tare. Trebuia necesita mâncare mai solidă. Ce e asta, Borca? Ți-ți place? Wow! Conopide. Așa. Ce mai ai tu acolo? Ia, hai să vedem. Conopide. Așa. Și sucto. Super. Măr cu par. Cerealele Nestle conțin vitamine și minerale care ajută la buna funcționare a sistemului imunitar al sugarului, zinc, vitamina C, vitaminele A și D. De asemenea, acestea sunt o sursă de calciu necesar pentru dezvoltarea oaselor. Conținutul de probiotice bifidus în cerealele Nestle sunt similare cu cele care există și în flora intestinală a sugarilor alăptați. Primii ani e foarte important. Toate problemele gastrointestinale, pancreatitele care noi auzim acum, nu știu cum la voi, la noi foarte des se aude, pancreatitele sunt problema de bază a copiilor și cauza e foarte simplă. Alimentația incorrectă, dulciuri mult, mâncare, biscuiți dulci. Eu nu sunt contra la, dar minimalizat, deci la minimum chestia asta. Mi se pare aici, dulciurile sunt un pic în exces. Chiar am observat oriunde n-ai merge, toți într-una mănâncă înghețată.
În schimb, marihuana mănâncă de 3 ori înghețată, îi place de la nebunie. Ele, da, ele mănâncă ciocolată neagră mai des și dacă mănâncă prea mulți biscuiți, știi, adică eu spun că mâine și asta o ajută pe ea să știe că ok, nu că nu dau voie, dar pur și simplu trebuie de minimalizat excesul de dulciuri și că eu pur și simplu observ pe ea că ea devine mai hiperactivă când mănâncă prea mult zahăr. Ambele mămici au fost și sunt foarte atente ce oferă copiilor să mănânce. Am excus la maximum posibil pâinea cu drojdie la copii. Asta a fost o chestie, pentru că este un fel de, nu știu cum să-l numesc corect, un fel de balast pentru intestin care nu este bine pentru organism. Toate bacteriile care conțin, din păcate, în pâinea noastră drojdie, nu sunt chiar benefice pentru copil și apar probleme digestive. Nu știu cum la voi, dar pâinea fără drojdie sau mai mult așa un fel de biscuit sau bastonaș așa mai uscate. Pentru mine a fost important numai câte ori mănâncă pe zi, să aibă organizarea asta să mănânce dimineața la ora, pe la orele 8, după asta la amiază la 12, la 4 să aibă mică gustărică și după asta seara la 6 le mai mănâncă o dată și nu mănânce între mâncăruri. La noi este regim conform, deci regimul și de la culcare când mergem, deci începând de seara, da? Dimineața pe la vreo 8, dacă el este în jurul lor 7-7 jumătate, la 8 mănâncă, apoi iarăși la 12 jumate regim, apoi la culcare noi mergem ca și toți copiii din spațiul post-sovietic, pentru că în Europa, în aceeași în Londra, ei nu dorm la amiază, să înțelegi. Da, ei se culcă copiii, pare mi se, deja de la vârsta de 2 anișori, da? De la 2 anișori chiar, pare mi se, ei dorm la orele 7 seara până la 7 dimineața.